botuși, ciorapi pentru acasă, din ață, care ne-a rămas de la altceva. Da? Fir subțire pus în patru cu croșeta. Facem un lanț de 10. Da? Croșeta e de 3. Facem piciorușe simple la fiecare ochi. Am ajuns aici la capăt. 1. 2 piciorușe în același loc. Și ne întoarcem pe partea cealaltă. Da, la fiecare ochi facem cât un picioruș simplu. Aici facem 2. Deci creștem într-o parte și în alta. Și acum mergem la ocol. Creștem într-o parte și în cealaltă până obținem lățimea piciorului. Da, aici creștem 2. Deci facem 2 piciorușe în același loc. Da, într-o parte și în alta creștem. Și lucrăm așa până facem vârful piciorului. Am crescut suficient, da, cât
e piciorul de lat. Deci așa e vârful. Creștem decât pe părți. Deci într-o parte și în alta facem câte două ochiuri în același loc. Piciorușe simple. Dăm peste croșetă și începem piciorușe duble. Da? Facem un picioruș dublu tot aici, tragem prin două, dăm peste croșetă. Numai pe față. Da, deci cât ține față. Pe talpă facem piciorușe simple. Piciorușe duble, dar piciorușe normale. Deci la fiecare picioruș, un alt picioruș. Deci am terminat, da? Am făcut de la vârf până unde începe, da? Aproape de... Deci cât e talpa piciorului? Acum încep să fac călcâiul. Cu piciorușe duble. Deci lăsăm aici în față, da? Aici e pe talpă, piciorușe normale și aici e pe față cu model. Da? Și lăsăm aici deschizătura la ca să putem băga piciorul. Fac cu piciorușe duble. Deci la fiecare picioruș
Fac un alt picioruș până acopăr călcâiul. Da? Dintr-o parte în alta. Da? Până aici. Vin așa până aici, după aia iară mă întorc până fac talpa piciorului. Deci cam așa, da? Am făcut piciorușa aici, fac lanț de 3, 1, 2, 3 și mă întorc. Am terminat, da, călcâiul. Îl întoarcem pe dos. Da, asta e fața. Și începem să-l încheiem. Da, luăm un ochi de aici. Unul din partea cealaltă. Da, ochi în ochi. Și tot așa până ajungem la capăt. Am încheiat, da, călcâiul, am întors pe față, deci am
chiar pe dos și ne întorc pe față. Da? Și acum încep de aici și fac un rând de piciorușe simple. Da? Le-am făcut. Deci aici unde am piciorușul dublu fac două și aici între piciorușe unul. Da? Aici am două. Aici am unul. Aici am două. Aici am unul. Da? Ca să am margine așa, ca aici, ca să pot să fac modelul în sus. Deci între piciorușe unul. Da? Și tot așa ca să am marginea frumoasă aici. Am terminat, da, piciorușele simple și acum fac piciorușe duble în fiecare. La rând, la fiecare picioruș simplu, fac un picioruș dublu. Am terminat rândul de piciorușe duble, da? Și acum iau unul prin față. Unul prin spate. Unul prin față. Unul prin spate. Unul prin față. Unul prin spate. Și fac în sus ca să stea bine pe picior. Deci acest model strânge așa. Da, un picioruș prin față, unul prin spate.
Gata botoșelul, da? Am făcut aici elasticul și un rând cu galben. Da? Aici unde am îmbinat, unde am pornit să fac elasticul, am băgat un șnuruleț și cu doi ciucurași. Da? Acesta este ciorăpelul de casă, foarte ușor de lucrat. Și foarte comod de purtat.